ziua începem această săptămână religioasă, această nouă ediție, cu un set de apariții editoriale legate de religie și de creștinism. La editura Humanitas, o reeditare, Jean Delumont, Religiile Lumii, o carte fundamentală despre istoria religiilor, mare succes, având capitole despre creștinism, catolicism, Biserica Ortodoxă, un capitol al lui Oliver Clement, protestantism, iudaism, islamism, hinduism, jainism, budism, daoism, confucianism, shintoism, religiile africane. Deci o mică istoria religiilor a lui Jean Delumont, o carte care pomenește și duce mai departe opera lui Eliade, perspectiva unificatoare din care este abordat fenomenul religios de Mircea Eliade, de pildă Jean Delumont. Ea prefera multiplicitatea punctelor de vedere exprimate de diverse universități sau cercetători de marcă asupra propriilor lor credințe. Sunt reprezentate astfel toate marile religii. În cadrul acestei dezbateri, care nu are loc față în față, ci prin alăturarea vocilor în spațiu virtual format din paginile acestei cărți, participanții își asumă miza dificilă de a caracteriza spiritul fiecărei religii. În contextul lumii contemporane, dominată de tendințe nebuloase și de orientare tot mai vădită spre ezoterism, beneficiem prin străduința lui Jean Delumont de o pledoarie pentru înțelegerea reciprocă a credincioșilor bazată pe cunoașterea și recunoașterea diversității faptului religios. La editura Bizantina, o carte fundamentală și a acestei edituri și pentru spiritualitatea contemporană ortodoxă, Părintele Petroniu de la Prodromo. Părintele Petroniu a fost un om mare, a fost aspru cu sine și cu ceilalți. Era nevoitor, era tăcut, avea rugăciunea. Mai vorbeam cu dânsul, spune părintele Iulian, care era învățăcelul lui Petroniu, că a fost un om care l-a iubit pe Dumnezeu din toată puterea lui. Bineînțeles că și Dumnezeu l-a iubit pe dânsul. A ținut regula, a dorit să fie pace, să fie punctualitate, a fost un călugăr ca și un ostaș, ca și un militar pregătit pentru luptă. Lucrul acesta îl spunea la toți, căutați-l pe Iisus, el este ascuns în poruncile sale, să iubești pe Dumnezeu și pe semenul tău. Părintele Petroniu, o carte de predici și de învățături de la Muntele Athos. O carte apărută datorită preotului Constantin Coman, care este și redactorul acestei edituri. Părintele Petroniu Tănase face parte din galeria marilor duhovnici români ai secolului 20, ocupând un loc aparte, aparține unei generații viguroase de monahi români, cunoscut încă de când era la seminarul monahal de la Cernica, prezent în viața bisericii românești încă în perioada interbelică ca secretar a patriarhului Nicodim. Părintele Petroniu își leagă viețuirea monahală de mănăstirea Antim, Neam, Slatina și Sihăstria, pentru a-și petrece ultimii 33 de ani ca viețuitor și stareț la schitul românesc Prodromul de la Sfântul Munte Athos. O emblemă a monahismului românesc și a spiritualității românești. Tot în aceeași temă, Georgios Matsaridis, Morala creștină, la editura Bizantină, Omul și Dumnezeu, Omul și semenul, poziționări și perspective existențiale și bioetice. Născut în 35 la Tesalonic, profesor de morală și sociologie a creștinismului la Facultatea de Teologie din Tesalonic. Autorul unui număr impresionant de lucrări, dintre care Viața tratat despre Sfântul Grigore Palama, texte de morală patristică, teologie empirică, introducere în morală, morală creștină. În introducere, în generalități, spune Matsaridis că definim binele și rău, că Dumnezeu este bun și izvorul a tot binele,
Răul este negarea binelui, binele unifică și ține la oaltă în sine și pe cele despărțite, pe când răul le desparte și le strică pe cele unite. Însă binele pare în lume mai slab decât răul, pare că este marginalizat și că cedează, în vreme ce răul pare că domină și triumfă. Biserica are cunoștința puterii răului în lume, dar nu îi recunoaște acestuia puterea sa ca absolută. După învățătura ei, răul nu este un principiu ontologic, ci moral. De aceea nu există nicăieri și niciodată de unul singur, ci pretutinde și totdeauna se înfățișează parazitar pe trupul binelui, măcinându-l pe acesta. Morala creștină nu are ca scop cunoașterea sau impunerea anumitor canoane sau principii morale, ci reluarea legăturii omului cu izvorul bunătății și al vieții cu Dumnezeu. Comuniunea cu Dumnezeu îl înnoiește pe om și reface raporturile sale corecte cu aproapele și cu mediul înconjurător. În această primă parte vom aborda dimensiunea culminantă a moralei creștine, aceea care se referă la legătura sa sau raportul omului cu Dumnezeu. Se va analiza mai întâi prezența lumea binelui și a răului, posibilitatea cunoașterii și înfăptuirea binelui de către om, precum și modalitățile combaterii răului. O carte fundamentală de teologie. La editura Sofia, din București, Serafim Roz, ieromonah, Cartea Afacerii, Crearea Lumii și Omul Începuturilor, unul din cei mai renumiți specialiști în fizică în Statele Unite, trece la ortodoxie, își face o biserică și propovăduiește în toată lumea cuvântul lui Dumnezeu și ortodoxia. Eugen Ross, specialist în teoria evoluției, era în culmea prestigiului ei pe când termina facultatea din California. După care Universitatea din Chicago și face un comentariu în 1959 la centenarul Darwin, la originile speciilor. Savanții au venit de pretutindeni și prestigiul științei lui Serafim Roz era pe cele mai înalte culmi când o poliomielită primită datorită unui vaccin, îl face să aleagă calea monahismului și să devină unul din părinții spirituale a Ortodoxiei în Statele Unite. De la concepția evoluționistă la cea creștin-ortodoxă ne poartă această carte și, practic, îndeamnă la un dialog între știință și religie. Tot la editura bizantină, Îndumnezeirea omului, Georges Patronas. Potrivit teologiei biblice și patristice, îndumnezeirea omului poate fi socotită scopul final al creației și axul în jurul căruia se mișcă întreaga istoria lumii, întreaga istoria revelației dumnezeiești. Îndumnezeirea este centrul tuturor etapelor economiei dumnezeiești, din prima clipă a creației până la timpul din urmă al sfârșitului lumii. Pe când căderea nu aparține planului economiei dumnezeiești, îndumnezeirea nu este la modul simplu o parte a economiei dumnezeiești, ci pe ea se focalizează întreaga istoria omenirii. O carte despre a unuia din cei mai mari bibliști ortodoxi contemporani, predat Noul Testament la Facultatea de Teologie a Universității din Atena, și a fost ucenic, asistent, coleg al marului biblist grec-ortodox contemporan, Savas Aguridis. Și vom încheia această ediție cu un eveniment important, editorial. Albumul Maramureșul meu, al lui Mia Cosei, a apărut la editura Ideea din Cluj, cu un cuvânt înainte al autorului, al fotografului renumit Cosei Mia și cu o postfață a regretatului Alexandru Vlad, o carte care știu că la care s-a muncit foarte mult. Mia Cosei spunea că într-o zi s-a întâlnit la Viena o femeie care avea cunoștințe temeinice despre folclor. Ea mi-a spus că oamenii din Maramureș au un spirit vivace și profund. Am fost impresionat de comentariul ei și am hotărât să consemnez fiecare moment din viața acestei regiuni.
Sătenii n-au fost niciodată conștienți de cât de frumoase erau expresiile, comportamentele lor, diversele obiceiuri și tradiții. Fiind în săptămâna Paștelui, păstrând tradiția, luni la ora 14 la Muzeul Satului va fi prezentată această carte. La orele 4 după masa, care un album al negru, am pus câteva semne, pentru mine fotografii de mare rafinament, unde prezintă în primul rând omul maramureșan, în ochii căruia se vede tradiția, spiritualitatea și bunătatea. Lucrare importantă, având în vedere că aceste fotografii au fost expuse și la Muzeul Omului din Paris în anul 2000. O să vă citesc câteva lucruri ce spune Alexandru Vlad despre secretul lui Mia Cosei. Cosei nu este mai mult sociolog decât artist. A fotografia cu plăcere, cu uimire, cu încântare și totuși suntem martori la o etnologie sui generis. Oamenii sunt prinși în posturi existențiale despre care vorbea Sartre, referindu-se la fotografie. Realitatea nu este nemijlocită, fotograful a avut opțiunile lui, o anumită estetică este de netăgăduit, cu atât mai mult cu cât în acest caz fotograful este un japonez, având în fața lui o lume necunoscută despre care nu multă lume în urmă nici nu știa că există. Legătura secretă există. Japonezul Kosei a descoperit în Virginul Maramureș o corespondență cu Japonia profundă, cu ancestralitatea comunităților rurale din propria țară, spectacolul armonic al vieții fiind animat de aceleași legi nescrise. Se spune că în Maramureș mulți au impresia că sunt acasă, că au mai trăit aici într-o viață anterioară. Revelațiile lui Kosei cu personajele lui, între care există o conveniență între om și artist, fotografia îl măgulește, nu le fură imaginea, ci le-o redă, le-o face cadou. De dragul veridicității consimt că nu, să nu vadă aparatul. Dintr-o mulțime bulucită în zi de târg, doar doi par să-l fi zărit pe fotograf în timp ce apasă pe declanșator. Ei cooperează, sunt actorii propriilor lor vieți. Există și fotografii în care Cosei are o abordare mai altfel, mai deosebită. Prezența fotografului, estetica japonezului se vede mai clar în fotografiile fără personaj. Acestea se apropie de haiku, adevărate haiku-uri vizuale. Sunt esențializate până la abstractizare, scândurile verticale are prispe și orizontalele inserțiilor din țesături puse la uscat. Cosei recunoaște că a participat la peste 60 de nunți și la zeci de înmormântări. L-a șocat un obicei văzut pentru prima oară în Nănești, un obicei pe care nu-l întâlnise nicăieri altundeva, nunta morților. Era ceva asemănător în Japonia, într-o formă mult mai simplificată, adică la înmormântare omul era îmbrăcat în hainele lui de mire. Nunta se întâlnește cu moartea, bucuria se amestecă în tristețe, natura e părtașă la acest fenomen. Ritualul înmormântării este ca o piesă de teatru, rolul cel mai important și interesant, avându-l preotul. Având în vedere că din anii 70-80 acesta vizitează Maramureșul, dintr-o dorință posibil de evadare din lumea super tehnologizată spre care se îndrepta în Japonia, vine și își regăsește rădăcinile în Maramureș, evadează ca să-și găsească spiritul de samurai și regăsește, după părerea mea, în Maramureș, budismul zen într-o altă peisaj, într-un alt spațiu. Practic vine la capătul lumii ca să se întâlnească pe sine, să se întâlnească cu tradiția proprie. Va fi un eveniment deosebit la care sperăm că maramureșenii vor participa și se vor bucura de prezența autorului și
de prezentarea care va fi făcută. Încă o dată, mulțumiri sponsorului, un sighetean, nu o să-i dezvălui numele, un sighetean mutat la Cluj, care împreună cu editura Ideea și cu mulți oameni, printre care și tu, Dani, pot să spun, au încurajat apariția acestui album. Ne revedem săptămâna viitoare!